Una din țările mele preferate, să spunem așa, din copilărie era India. Țara contrastelor, da, e într-adevăr așa și este. Poți să vezi foarte mult lux și foarte sărac. Eu fiind uh, străină și de culoare albă, mai deschisă ca ei, mai, mai mult alb, am avut privilegii și am ajuns mult mai ușor în acea industrie decât uh, oamenii care sunt acolo. Deci ei caută ceva exotic. Pentru India, uh, cred că Bollywoodul este una dintre cele mai bine plătite de uh, industrie. Lor le plac fetele străine, vor să se căsătorească cu fete străine. Jus Consult, cetățenie română, îți oferă sprijin și ghidaj la perfectarea actelor românești. Ai depus jurământul de credință sau urmează să-l depui în scurt timp? Etapa următoare este transcrierea actelor de stare civilă românești. Certificatul de naștere sau de căsătorie se transcriu doar în baza unei programări prealabile, iar de toate astea se ocupă just consult cetățenie română. Termenul legal pentru transcrierea actelor este de 60 de zile, iar cu just consult ești sigur că actele obținute sunt perfectate anume pe cale legală. Până în prezent, peste 400.000 de, de moldoveni au obținut actele cu just consult. Sună la numărul afișat pe ecran și află mai multe detalii. Astăzi vă prezint istoria Nadiei, care cel mai probabil este unica moldoveancă ce se filmează la Bollywood. Ea a povestit cum a ajuns actriță în filme indiene, dar și care este specificul acestei țări și a localnicilor. Însă, înainte de a afla istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să aflați când voi posta un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj pe Instagram și puteți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Vă mulțumesc! Sunt Nadejda Verlan, am 26 de ani și sunt din Chișinău. De vreo 3 ani deja activez în industria filmelor indiene și anume în Bollywood. Am absolvit facultatea de contabilitate și după care am urma urmat să lucrez în calitate de contabil casier. Deci la o firmă din Chișinău am fost, nu știu, pe alocuri foarte plictisitor era și am decis că eu aș dori să călătoresc. Și aș dori să văd mai multe, să văd alte, alte oameni, alte țări, știind care a fost una din țările mele preferate, să spunem așa, din copilărie, era India. Deci am decis că voi pleca acolo. Eu aveam 15 ani când am început să privesc acele filme și chiar erau, nu știu, părinții noștri se uitau la filmele alea. Era filmul Zita Ghita, nu știu dacă era. Pe atunci uh, nu le iubeam, dar uh, uite că într-un timp careva eu am, uh, am privit un film așa din plicțeală și mi-a plăcut. Am văzut că de, de la început eu dădeam înainte unde era, erau vreo 5-6 uh, dansuri, muzică, deci acolo nu mă opream, priveam doar istoria din film și după care, încet, încet, am privit un film, al a treia, mi-a captivat atenția, deja mi-era interesant, uite că era de dragoste, că era de plâns, că era, putem să plâng toate, nu știu, tot filmul. Și pe urmă, mi-a plăcut. Am început să privesc, să privesc, să privesc și iată, am avut acasă undeva la peste vreo 100 de CD-uri cu filme, anume indiene pe care mai schimbam, mai făceam, mai vedeam pe internet, după care a apărut internetul și mă uitam pe internet la toate. Eu sunt îmbrăcată într-o rochie de stil național, tradițional, din India. Deci, în așa ceva poți să, să mergi la o sărbătoare, la Diwali, spre exemplu, cum este Sărbătoarea Luminilor, este așa, modest, frumos. De Cum am ajuns eu în India, să vă povestesc un, un pic despre istoria aceea, a fost foarte amuzant pentru că era, nu și amuzant și de plâns, pentru că eram în perioada pandemiei, când nimic nu lucra, totul era închis, de fapt nu mai zburau nimic, de două ori mi s-a anulat sporul, deci a trebuit să iau iarăși din nou viză, bilete, toate cheltuielile astea asupra mea dar totuși cine dorește pleacă, știi cum. Visa pe atunci se făcea doar business și era pe o în perioadă de un an. Deci nu puteai să faci pe o lună, pe două sau trei. Trebuia să faci doar pe un an sau mai mult. Și evident, visa costa undeva la vreo 500-600 de euro. Eu m-am gândit că poate ar fi interesant dacă aș putea să activez și în, la ei acolo. Că oricum, știi cum, să-ți mai întorci bani înapoi, să mai... Au gândit să ieși cumva nu așa, să gândești pe înainte. Deci eu am avut o opțiune ca să lucrez pe contract de muncă, care se făcea pe timp de un an de zile. Eu fiind ca dansatoare, pe mine m-au ales să lucrez pe contract de muncă pentru dansuri. Eu am fost... Era să fiu pe contract de un an de zile, care îmi de, de căzare, mâncare și salariu lunar. Haideți să vă povestesc primele impresii despre India și în principiu despre Mumbai, pentru că am ajuns într-un oraș foarte mare. Mergeam în mașină și mă uitam, nu, nu puteam să închipui că eu sunt aici, pentru că era atât de mare, atât de aglomerat, atât de multe mașini și eu nu știu cum eram pierdută pe acolo. Era interesant pentru că pe drum mergeai, vedeai oameni de diferite tipuri. Deci, uh, puteai să vezi atât mașini luxoase cât și, nu știu, vaci pe marginea drumului. Țara contrastelor, da, într-adevăr, așa și este. Poți să vezi foarte mult lux și foarte sărac. Uh, deci, mâncarea. De, de la, pentru mâncare e un subiect aparte, pentru că eu, de la început, încercam tot. Încercam și chipărat, și sărat, și nu știu, toate, tot. Totul mi-era interesant și vroiam să gust din tot, să văd cum este, dar pentru o perioadă după care am înțeles că nu-mi place iute, echiparat, pentru că ei este, ceea ce pentru noi este așa mai, pentru dâns, de fapt, este um, puțin, chiparat, pentru noi este foarte, deci se arde tot în tine. Dar asta este un fenomen care nu poți să-l schimbi la ei, de fapt, cum se atârnă ei față de oameni. Adică putea să se apropie cineva de tine și să ți ceară o poză să faci cu ei să, nu știu, să le pozezi, să le transmiți ceva salutări pe, pe cameră, să le... pentru că după aia ei mergeau acasă și le arătau la părinții, rudele, la toți prietenii, că uite, eu am văzut un om stranier și am o poză cu el. Pentru ei asta e ceva wow și ei vor să fie în rândul tău, adică pe, pe lângă oamenii albi. Pentru ei noi suntem oameni de culoare și le aducem noroc. Asta să. Pentru ei să fie să vezi o vedetă, un star, o persoană care este foarte populară, este foarte, foarte uh, wow. Și pentru asta ei pot să nu doarmă noaptea, pot să meargă în stradă, să te aștepte, să te vadă. Deci, uh, pe stradă uh, poți să mergi și să vezi casa unui actor foarte vestit. Deci, uh, ei o să vină și o să fac poză anume la poarta lui. Pentru că asta e așa, e, e foarte wow. Eu am poză cu casa lui Shah Rukhan, sau poza cu omul celălalt. Deci, um, poate să nu doarmă noaptea, spre exemplu, cu actorul ăsta Shah Rukhan, uh, Deci, odată în, în an, el iese, deja s-a făcut ca o lege, că el iese odată în an de ziua lui și salută pe toți oamenii. Deci, ei vin, îl uh, salută, vorbesc cu el, nu știu, mai fac poze și tot așa e. Și am avut și o să fac și eu asta, pentru că eram cu un prieten de meu, mergeam pe drum, doar ne plimbam dar la un moment dat el mi-a spus că uite noi trecem pe lângă poarta lui actorul acesta, Șarucan, vrei să faci tu o poză? Și eu așa mă zis că nu, dar de ce trebuie să fac? Vreau să fac poză cu el, nu cu, cu poarta lui. Până păi nu, așa fac toți aici, deci fa, faci tu dacă vrei. Ca și în orice țară din Asia, oamenii merg cu cel mai accesibil transport, este tuk-tuk sau rickshaw. În India se spune rickshaw, în Asia în țară, țări, tuk-tuk. Deci rickshaw este o mașină cu trei roți, și cu fără uși. Deci tu poți mergi cu aer curat și tot așa mai departe. Foarte repede, nu încurcă la uh, drum, deci tu poți să mergi fără uh, am și tot așa mai departe. Uh, mai există și taxi, tu poți să iai un taxi, dar este mai costisitor. Rickshaw este foarte, foarte accesibil pentru toți. În India, okay. deci tu când mergi pe drum, nu există reguli de circulație deloc ce înseamnă deloc, pentru că merg fiecare cum dorește. Păi acolo poți merge și o mașină, și o vacă, și un câine, și un om, și o persoană, adică toți, iată așa, în, în toi, nu, nu, este nicio regulă, ei au regulile lor uh, de circulație care le respectă și din cauza asta poate nu se fac uh, accidente. N-am văzut încă niciun accident în India sau în Mumbai, în orice oraș care am fost, nu am văzut niciun accident. Eu nu știu cum, dar iată, cumva ei fac așa și nu se accidentează. Dar tot, tot haosul este acesta, eu nu știam cum să trec strada. Eu vreau să trec strada și așteptam să fie semafor, nu știu, ca la noi, nici pietonală, nu era nimic. Și prietenul meu spune că treci așa cum este, treci. Uh, am trecut o dată, două, trei și după aia m-am înțeles că iată așa e merge. Pentru că atunci când tu treci, uh, șoferul te vede că tu treci și el se oprește. Niciodată el nu strec peste tine am început să caut cumva să ajung totuși iarăși acolo unde eram când lucram la ei pe contract și uh, mi s-a propus să lucrez în câteva uh, filme chiar ca dansatoare pentru background. Și evident am mers la un casting, la doilea, după care mi s-a spus, iată, data, ora, ziua și când vii la filmări. Când am ajuns în platoul celălalt filmări, eram cu ochii nu știu, wow, pentru mine era ceva uh, de nedescris, pentru că erau 200 de oameni pe acel platou și nu știam ce faci fiecare. Fiecare era, avea un scop careva, era cum avea lucrul său. Deci eu fiind străină și de culoare albă, mai deschisă ca ei, mai, mai mult alb, am avut privilegii și am ajuns mult mai ușor în acea industrie decât oamenii care sunt acolo. Deci ei caută ceva exotic, caută ceva oameni de culoare albă, pentru că odată ce apare un om alb în ecran la ei, ratingul filmului crește. Bollywood este o industrie foarte mare pentru India și anume... Anume, această industrie este și ceea din ce fac ei bani și unde se, toată, se învârtește toată lumea acolo. Bollywood, la fel ca și Hollywood, doar că Bollywood vine de la denumirea de Bombay. Inițial Bombay a fost... Deci Mumbai este Bombay în, până în 1960, pare mi se. Și atât, <coughs> asta este și denumirea la uh, industria aceasta filmor indiene. Deci de aici vine denumirea de Bollywood. Uh, pentru indieni, Bollywoodul asta este ca casa. Nu știu, când pe ei privesc în fiecare sâmbătă, fiecare duminică privesc filme. Uh, dacă iese un film nou, ceva, ei trebuie să neapărat să meargă la cinematograf. Adică fără, nu știu, pentru ei toată viața, ei trăiesc în filme, ei trăiesc cu filmele, trăiesc cu povestea asta, istoria asta de dragoste din filme și tot, toți aspiră să, fie, să trăiască așa ca un, uh, ca un actor. Deci vor toți aspirări să fie la nivelul lui, să aibă așa o viață prosperă și frumoasă. Deci, um, inițial am lucrat pentru background, uh, filme, videoclipuri, uh, care se achitau, deci, um, pentru o zi de muncă, se achitau undeva 6-7 mii de rupii, ceea ce înseamnă la vreo jumate de lei de a noștri, cam așa. Vorbind despre prețuri, dacă să luăm uh, în comparație cu la, cum este la noi, uh, în India, plus minus sunt exact ca și la noi, dar poate unele le găsești mai ieftine, dar în principiu sunt și magazine, deci de stil european, unde poți să găsești mâncare care este și chiar la noi. Deci salam, cașcavaluri de diferite feluri, ceea ce în India nu este. Deci ei cașcaval și salam nu mănâncă, au un fel de cașcaval care îl folosesc pentru orice. Dar în genere, eu fiind ca un om care vin din Moldova, avem multe salamuri, multe astea, eu căutam să mănânc ceva de al nostru. Și iată am găsit doar o rețea de magazine, de markete, unde se poate se aduce din alte țări, din Europa, probabil câte undeva. Acolo este un pic mai costisitor. În rest, este ok, adică e mult mai ieftin decât la noi. Uh, plus, la și uh, uh, fructele, sunt foarte, foarte ieftini. Deci îți ai un cocos, nu știu, cu 40 de rupii și, -și spre 15 lei de 90 sau nu știu, 60 de rupii. Fructele sunt de tot sortul, nu știu, banane, mandarine, totul absolut este foarte ieftin. Deci eu dacă să dau pentru 2 kg de tot ce iau, împreun, la în jur de 200-300 de rupii, până la 100 de lei de a noștri. În Mumbai, fiind unul dintre cele mai uh, costisitoare orașe, deși este mai mult mai costisitor decât uh, Delhi, pentru că Delhi este capitala Indiei, dar nu este atât de costisitoare. În Mumbai este foarte, foarte scumpă cazarea. Deci ca să cheriezi un apartament, totul începe de la 600-700 de dolari pe lună. Un apartament întreg, ok, nu chiar cu reparații, așa, mai modest. Uh, ca să închiriezi doar o jumătate de parte din o cameră sau o cameră, hai să spunem așa, o cameră din uh, Mumbai, într-un apartament cu trei camere, costă undeva de la vreo, hai să spunem așa, 20.000 de mii de rupii, ceea ce la noi este vreo 3, 3 5, 000 de lei de noștri. Deci 200 de dolari pentru doar o cameră dintre 4, din 3 camere. Practic ei nu au gaz, gazul este, au doar este baloane cu gaz, care le folosesc pentru a face mâncare la bucătărie. Deci ei cumpără acel gaz micuț și îl pun în casă, nu au gaz tras pe în casă. Uh, comunalele nu sunt scumpe, deci sunt în jur de 500 de rupii și aici se galează cu 100 de lei de noștri. E ieftin ce aici se... Doar uh, cel mai scump este uh, gazda, adică casă chirie. casa în închiriezi ceva. Deci, dacă să revenim înapoi la uh, Bollywood și industria filmelor indiene, Um, deci unde am avut ocazia să mă filmez pentru background și pentru uh, videoclipuri, uh, dansuri. Deci um, acolo mergi o zi, cum este o zi de filmări, spre exemplu. Uh, Vila, deci o zi de filmări, ea un, undeva durează 12 ore. Deci, față de actori, uh, față de noi ca stranieri, se o comportă foarte bine din cauza că noi pentru ei suntem ca un etalon, da, de frumusețe. În primul rând, ei toți se spală, se fac de machieri, fac tot absolut ca să fie un pic mai alt, să fie fix exact ca noi. Dar, evident că nu, nu toți pot de aia, pentru ei vor să fac poze cu noi, vor să meargă cu noi la un cinema, vor să meargă cu noi la, uh, nu știu, un pati, să facem ceva împreună. Deci pentru ei uh, să fie împrejurul nostru este un prestigiu. Deci să ai un prieten de culoare albă, adică din stranier, în genere pentru ei, wow, gata. Deci așa, mai ales că dacă ești din industria filmelor indiene și tu le spui că iată, eu am lucrat cu domnul Cela, cu actorul celălalt, gata, pentru ei ești la un rând cu actorii, cu Dumnezeu, nu știu. C -c Cum am trecut eu de la un background simplu la careva să am rol, deci atunci uh, mi s-a propus și eu am spus că ok, am să încerc și mi s-a dat o încercare, deci trebuia să filmez o bucățică de rol mimici, deci au nevoie de mimici de tot ce ține de comportamentul tău în fața ecranului și după care ei te aleg dacă mergi pentru ei sau nu. Și iată că am avut ocazia să particip la un a, a, serial, spunem așa, în care am fost a, în rol de ucraineancă, nu spunem așa. Era deci acolo o ucraineancă și o rusoaică, care între ele se certau. Deci trebuia să ne certăm, să facem și plus la asta, nu am știut că o să am și cuvinte. Deci eu credeam că cuvinte pot fi doar, deci rolurile, de obicei ele vin și cuvinte și fără cuvinte. Deci poți să ai un rol exact fără cuvinte, dar să faci mimici, să faci diferite, să arăți tu fără cuvinte. Asta tot sunt, să coate rol. Deci aici era cu cuvinte și încă și cuvinte în hindi ceea ce eu nu le cunoșteam. Cunoșteam hindi, deci eu m-am dus, am așezat și spune, spunem, vine probabil că era regizor sau cineva din director, vine și se apropie și spune că cine din voi două cunoaște hindi. Și noi așa ne uităm la altă și spune, ei, da, dacă trebuie, cunosc. Știi? Și spune că îmi dă laptop în față, îl pune și spune, ia că citești ce scris aici, pe fire, erau vreo patru rânduri undeva și citesc citesc eu, citești fata de alături și spune că ok, tu ai să le spui. <gata>, Gata, asta a fost tot. Deci noi am avut o probă, o zi pentru repetiții, atunci nu s-au filmat, dar era exact totul ca la filmări. Am făcut uh, repetiția, am spus cuvintele, le-am citit pe foaie ce mai aveam și a doua zi trebuia să fie chiar ziua de, de filmări. Deci pentru a doua zi el mi-a spus, că fă ce vrei, tu trebuie să înveți cuvintele să le spui, să le spui la, la cameră. Am învățat, am spus. A fost o experiență foarte interesantă pentru că eram... Trebuia să înțeleg eu ce să fie o, o, o fată din Ucraina, nu știu, să te cerți cu o fată de Rusia. Deci era amuzant. Un alt rol a fost pentru o reclamă. Deci acolo am avut rolul unei domnișoare și eram domnișoara unui actor. Deci un actor vestit Uh, el filma pentru o reclamă careva, în acel rol trebuia să fie iubita actorului dat, deci el venea cu un cal alb și eu trebuia să mă uit la el, trebuia să, cum ar fi că mi place de el, dar nu vreau să dau față că îmi place ceva. Deci, pur și simplu, un background este un background. Background este ce, ce e din spate la uh, actori. Ce se întâmplă? Deci, actorii sunt principali, tu ești pe spate. În spate, tu poți, uneori, să vadă o bucată de picior, o bucată de mână, un ochi, doar un... Adică, nu e strict că o să fii tu în, în acel background. Dar, un rol, deja, anume, te filmează pe tine. Tu ai replici, tu ai spui, mimici, deci, anume, tu ești. Deci, asta e diferența. Plus, diferența de bani. Uh, când uh, se achită pentru un background, este doar de cât? 6-7.000 de rupii. Uh, rolurile toate se încep de la 10.000 și în sus. Depinde cât de bine poți tu să negociezi. Dacă tu poți negocia cu ei bine, poți să primești și 20, și 25, și 30. Depinde de rol. Cu cât mai multe cuvinte, cu cât mai mulți bani. Pentru indieni, ca să ajungă să aibă un rol într-un film, uh, este foarte greu și foarte complicat pentru că ei trebuie să treacă mii de castinguri, deci 101, nu știu ca să treacă, ca să una se spună da, se spună că tu poți să mergi să faci un rol bine. Um, ei, nu știu, se complic foarte mult pentru că de obicei trec 2, 3, 4, 5 ani și ei tot acolo stau unde au început. Adică pentru ei e mult mai complicat. Și de ce? Pentru că sunt foarte mulți. E o industrie foarte largă, foarte mare și plus la toate persoane, adică doritori de animerie, sunt foarte mulți. Și dacă sunt miliarde de oameni, îți dai seama, sunt mulți care vor. De aia și nu, nu toți se nimeresc în acea industrie. Dar așa, știi care sunt mai buni, iarăși mai, sunt, mai este și ideea că dacă <coughs> ai pe cineva cunoscut acolo, sau, de exemplu, bunel, prica, tata, mama, cineva care a activat în acea industrie, de aceea, pentru acele persoane este mult mai ușor să ridice acolo. Pentru cineva mai, e de departe, nu prea. Pentru noi, ca stranieri, este mult mai uh, ușor să ajungi acolo, pentru că noi deja avem un privilegiu, culoarea albă a pielii. Deci pentru ei nu suntem ceva interesant, ceva exotic, ceva ce voi vor să vadă în asta, dar iarăși aici nu, nu poți să zici că tu poți să te foarte sus. Uh, deci toți o fii până la un nivel care va, dar deja dacă vrei să continui cumva mai departe, să faci ceva mai mult, trebuie să cunoști limba lor, să cunoști, să ai un um, aspect cât de cât care înseamnă cu lor. Printre altele am auzit care sunt și salariile la vedete. Nu pot spune spun că sunt exact așa cum eu știu, dar uh, ele încep un onorariu de la o vedetă care se filmează, deci de la uh, 100.000 în sus. Deci asta e o vedetă care nu este atât de cunoscută. Restul de la 500 în sus, care sunt foarte cunoscuți, foarte renumiți. Deci o zi poate să fie de la vreo 5.000 de dolari. De Pentru India, uh, cred că bollywood este una dintre cele mai bine plătite uh, industrii și acolo cele mai bune salarii, cele mai mari uh, onorarii. Și acum vreau să-ți spun despre specificul filmelor indiene, dacă corespunde la atât de mult cu realitatea sau nu. Deci, uh, într-un film, poți să vezi și piese, și muzică, și dansuri, ceea ce într-adevăr este și zi de zi la ei în uh, curte. Uh, Poți să vezi pe drum indienii sunt un, uh, o nație așa, niște oameni foarte uh, zâmbitori. Ei zâmbesc, dansează. Oricine ar face, ei pot să danseze, să cânte. Deci asta este așa o tradiție a lor, este în sângele lor. Este ceva ce e specific doar pentru indieni. Uh, Chiar recent când am fost, eram eu acolo, într-o zi se auzea muzică în curte și nu înțelegeam ce Deci am deschis ușa să mă uit, fereastra, am văzut că ei dansează în curte. Deci aveau o sărbătoare la care toți oamenii se apropie în curte și trebuie să danseze un dans numit garba. Deci cu niște bețe, toți dansează în curte. Pentru mine erau uimitori, cum așa păsești în curte, la bloc, chiar la bloc, cei care trebuie ia să-și dansează. Deci dacă la noi, după ora 10, noaptea, seara, nu mai poți face muzică și gălăgii, acolo e tot timp, adică nu poți... E foarte uh, gălăgios, să pot spune așa. Bătăile, da, din filme sau uh, momentele de acțiune din filme, uh, mai mult sunt pentru show, să, să vadă că e, um, cât de cernici sunt, cât de mult, dar nu știu, nu am văzut ca indienii să se bată între ei, să fie luptă între ei. De obicei, ei sunt așa, o națiune foarte pașnică, nu doresc să se bată, să se să demonstreze cuiva ceva. Mai puțin am văzut, nu, am, cel puțin eu nu am văzut să fie luptă între ei. Toți cunoscuții mei care am eu acolo indieni, ei sunt foarte romantici, foarte um, sensibil. Uh, nu știu, mai ceva ca niște fie. Știi, este ideea aceea de drama. Drama queen sau ceva de gen. Asta persistă la ei în toate relațiile. Dacă ceva nu i-a plăcut, super poate să nu vorbească, uh, să trântească ușa, să închidă, să vină. Deci în ei, în față de femei, se aternă foarte și foarte bine. Și deci femeia la ei este tratată foarte sus. Dacă cumva sceptic, cred că ne uitam înainte, că nu prea are Uh, nu troll femeia, deci acum nu este așa. Spre exemplu, uh, eram în Goa, mai spun așa, cel mai uh, turistic loc din India, uh, acolo femeile, dacă merg pe uh, scuter, da, pe un uh, seara, după orele nouă, nu are nimeni să le oprească voie. Deci un ofițer sau cine este pe, pe, drum nu are voie să oprească femeile. Bărbații pot să oprească, femeile nu. Deci asta este legea, nu știu. Probabil că, știi cum, să nu oprească femeile ca să nu se lege de vorbă, să nu mai este, să plece acasă unde au plecat. Asta e foarte mișto, eu cred. E o chestie bună. Femeile sunt tratate bine, deci mama, bunicile, femeile, familia în genere pentru indieni este foarte important. Nu știu, ei poate să trăiască toți împreună, uh, familii, da? Băiatul cu um, soția și toți, 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 familienii din casă, toți trăiesc împreună. Uh, pentru ei este ideea că tu, odată ce crești și te maturizezi, tu trebuie să ai grijă de părinții tăi. Deci, de aia, tu trebuie să iei la tine, să trăiască cu tine. Perspectivele pentru o actriță în filmul Lindine uh, sunt. Uh, Accesibile, eu aș spune așa. Este tot, poți faci doar dacă dorești, dacă ai dorință mare să fie. Um, exact așa cum, pot să dau chiar și un exemplu, nu știu dacă mulți cunosc, dar probabil cunosc despre Nora, Nora Fatehi. Deci este o dansatoare, actriță, nu mai știu, cântăreață. Ea nu este din India, ea este din uh, uh, Maroc. Deci ea tot, probabil, cândva a venit în India, mai activat, a lucrat și iată, acum este una dintre cele mai renumite, cele mai uh, top, să spunem așa, actrițe. Nu știu, nu, nu, știu istoria ei, nu știu cum a mers ea, dar iată, înseamnă că este posibilitate și poți să ajungi undeva mai sus. Cât de cât, nu știu, personal pentru mine, nu știu dacă aș vrea să fiu așa de faimoasă și așa de... Uh, ca un Dumnezeu pentru indieni, dar cel puțin să mă satisfac, adică să-mi placă, să fac ceea ce îmi place. Și cred că actorie este un lucru destul de interesant, ceea ce chiar aș dori să continu. Deci eu nu am auzit până în prezent că să fie cineva din Moldova, anume în filmele indiene. La moment eu nu, sunt, nu am iubit, nu sunt liberă. Da, a fost cât careva încercări, da? adică am avut careva relații cu niște indieni, dar s-a finisat totul așa, repede. Lor um, le plac fetele străine, deci ei toți vor, uh, vor să se căsătorească cu fete străine, vor să facă, știi, un schimb de sânge de lor, pentru că, evident, după aia copiii uh, se nasc foarte frumoși, foarte uh, mai alb, mai deschis și asta pentru noi și e foarte important. Uh, deci eu, pentru următoarei, probabil cu 5 ani, uh, cred că mă văd acolo și cred că mă văd în anumită seria aceasta. Aș vrea să mă dezvolt mai mult în asta. După, uh, după care, nu știu, o să vedem. Dacă merge, bine. Dacă nu, Deja va fi. Deci, eu, ca actriță în filmele indiene, îmi doresc să am un rol principal într-un film, un movie, hai să zicem așa, uh, un rol principal, nu secundar, nu de al doilea. Deci, îmi doresc asta, evident, ca orice alt actor, uh, dar cel mai mult eu îmi doresc ca eu să fiu cunoscută, de exemplu nu că cunoscută faimoasă, dar mai mult ca să știe despre mine. Uite, de lor îl trebuie acel personaj. A, ah, este Nadia care este acolo și să trebuiască. De asta vreau eu. Deci celor care ar dori să planifice sau planifică să uh, plece în India, să călătorească sau să descopere această țară, uh, aș vrea să le zic uh, primul și în primul rând să nu se aștepte la multe, multe uh, așteptări mari să aibă. Așa, știi, mai e mai normal. Ca pe, pentru că pe alocuri o să vadă un vac pe stradă în centru, da? Într-un oraș tare, tare dezvoltat. unde să... uh, Poate că pentru noi asta nu e ceva wow, dar în orice caz e straniu să vezi o vacă pe -o drum. Sau din ce, cel mai mare minus care l-am văzut eu în India, asta a fost uh, dezordinea, murdăria, da? care iarăși are o explicație. Deci ei zic că câțiva sute de ani în urmă, când mâncau, îi făceau tot pe, pe frunze, da? de copac, tot puneau în frunze. Și când aruncai jos, el se descompunea în câțiva ani în pământ. Acum nu se mai descompune plasticul și tot. De-aia au foarte mult murdărie. Și cuiva poate să-i placă, cuiva poate să nu-i placă. Cineva poate să zică, da, asta e ok pentru mine. Cineva poate să zică că nu-mi place această țară. Ce ține de partea religiei și foarte multe uh, duhovnicești, da, sunt foarte, yoga, da, spre exemplu, practica acolo e mama yogii. Deci, um, poți să descoperi, să știi, să alegi pentru tine o practică din India care-ți place ție cum a fost pentru mine, spre exemplu, Bollywood. Așa. Eroina monologului de astăzi ne demonstrează că o tânără dintr-o țară mică precum Republica Moldova poate ajunge pe marele ecrane de la Bollywood. Nadia a, a reușit să ajungă într-o industrie cu multe oportunități, Fiindcă a avut curajul să își încerce norocul. Eu vă îndemn să nu încetați să visați, dar și să acționați astfel încât să vă realizați visele, căci totul este posibil. Dacă v-a plăcut istoria de astăzi, nu uitați să o apreciați și să scrieți un comentariu. Mulțumesc mult!